Titlul de capitală culturală europeană va atrage în Timișoara foarte mulți turiști. Cea mai mare problemă a orașului în momentul de față rămâne însă cea legată de infrastructură. Dacă aceasta nu este pusă la punct în următorii 4 ani, va dezavantaja orașul de pe Bega pe toate planurile. Printre cele mai importante obiective din planul de mobilitate urbană care trebuie realizate, se regăsesc o centură ocolitoare și lucrările din interiorul orașului, printre care încă 2 poduri construite peste râul Bega și un pasaj pe sub calea ferată care să unească 2 artere importante din vestul orașului. Avem 2 obstacole în calea mobilității pe teritoriul orașului. Sigur, unul extrem de frumos și de apreciat de către cetățeni și care e canalul Bega. Pe de altă parte, linia de tren care traversează orașul și care, din acest punct de vedere, constituie un obstacol major. Ideal ar fi ca linia să treacă în subteran. Nu ne așteptăm ca un astfel de obiectiv, însă se poate întâmpla până în anul 2021. Vorbim de lucrări de o valoare foarte mare și de un parcurs îndelungat în implementarea unui astfel de proiect. Totuși, sunt câteva zone în care trebuie ca până în anul 2021 să beneficieze de pasaje noi, fie subterane, fie supraterane. În prezent sunt deschise șantiere importante de lărgire a 2 pasaje pe sub calea ferată, pasajul Jiul și cel de pe strada Popa Șapcă. Până la finalizarea lucrărilor, răbdarea șoferilor este însă pusă la încercare de aglomerația din trafic. Foarte greu se circulă, bineînțeles, și cred că va fi mai bine când se vor termina. Problema e că durata e foarte mare de finalizarea lucrărilor, dar cu speranță înainte. Dezastru. Nu știu, când se apucă de o stradă, nu o mai termină un an, 2. Eu doresc ca să se facă, ca să se poată circula cât mai repede și cât mai bine, ca să nu fie ambuteajul ăsta. Un alt obiectiv din planul de mobilitate vizează îmbunătățirea transportului în comun, extinderea liniilor de tramvai, reabilitări și mijloace de transport în comun noi. Până acum au fost achiziționate 8 tramvaie noi, alte 6 sunt în teste și vor circula curând și urmează ca până la sfârșitul anului să mai ajungă în Timișoara încă 14 tramvaie. Dacă vorbim despre mijloace de transport nepoluante, autoritățile au în vedere realizarea unei rețele de piste de biciclete care să lege Timișoara de zona metropolitană. De 2 ani, iubitorii mersului pe 2 roți au la dispoziție și cea mai lungă pistă care leagă Timișoara de Serbia. Există și un sistem de închiriat biciclete gratis, apreciat de cetățeni, însă este necesară o abordare nouă. Cred că mai avem un drum foarte lung pentru a fi declarat un oraș bike-friendly, dar eu cred că suntem pe drumul cel bun. Până la urmă, Timișoara are cea mai mare comunitate de bicicliști din țară. Ce e drept, vrem piste recondiționate, vrem mai mult acces pe șosea, vrem mai mult sprijin, de ce nu un sistem îmbunătățit de închiriere biciclete care să permită și accesul străinilor la acest sistem. Din câte am înțeles, s-a agreat, urmează să se și pună în practică. Un alt proiect fără de care Timișoara nu se va putea ridica la nivelul capitalelor din vestul Europei este gara, care lasă o impresie mai puțin plăcută celor care ajung în oraș cu trenul. Mi se pare foarte veche, foarte neîntreținută, nemodernizată, nenimica. Este poarta de intrare a unui oraș care vrem ca să fie un oraș cultural european. Eu cred că până când va deveni capitală culturală, autoritățile locale își vor da toată silința ca Timișoara să arate exact cum trebuie să fie un oraș cultural. Până în 2021, Timișoara va avea și un aeroport internațional extins, complet modernizat. Ținta anuală propusă este de 3 milioane de pasageri. Care, în momentul momentul de față e aproape sufocat la numărul acesta de pasageri de 1,3 milioane. Estimăm că până în 2021 se ajungă la 3 milioane de pasageri. Politicile Timișoarei orientate spre mobilitate și accesibilitate se regăsesc și în proiectul Transport Public pe Apă. 7 vaporașe deja achiziționate vor naviga pe canalul Bega, promit autoritățile, într-un timp cât mai scurt.